Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom demonstra faptul că două drepte sunt paralele folosind asemănarea triunghiurilor. Pentru început vom face următoarea problemă cu caracter practic aplicativ. Doi amici, Andrei și Ivan, vor să construiască o tiroliană pornind de la o înălțime de 20 de metri. Distanța de la copac, copacul BC, din figura alăturată, la punctul în care tiroliana atinge solul, este de 25 de metri. La o distanță de 6 metri de copac, ei bat un stâlp de susținere cu înălțimea de 12 metri. Când lucrarea este gata, Mihai, un alt amic de-al băieților, apare la fața locului și le spune acestora că stâlpul de susținere nu este drept, adică nu este perpendicular pe sol. Vor putea Andrei și Ivan să-i demonstreze lui Mihai că nu are dreptate? Desigur, vor putea să facă acest lucru, deoarece BC este copacul, reprezentat simbolic. E perpendicular pe sol. BC știm că are lungimea de 20, are înălțimea, pardon, de 20 de metri. Distanța de la copac la punctul în care tiroliana atinge solul este de 15 metri, deci AB este 15 metri, BD este 6 metri și DE este 12 metri. Așadar, vom observa că BC pe DE egal cu 20 pe 12, simplificăm și obținem 5 pe 3, AB supra AD este egal cu 15 supra 15 minus 6, deoarece AD este egal cu AB minus BD, adică 15 pe 9. Simplificăm prin 3, adică 5 pe 3. Și unghiul A este unghi comun, da? Deci unghiul DAE este egal cu unghiul BAC. Așadar, conform cazului latură-unghi-latură, triunghiurile ADE și ABC sunt asemenea. Așadar, unghiurile D și B sunt egale. Unghiul ADE egal cu unghiul ABC egal 90 de grade. În concluzie, stâlpul nostru, adică DE, este perpendicular pe sol. Așadar, Andrei și Ivan i-au demonstrat lui Mihai că nu are dreptate. Continuare, vom rezolva următoarea problemă cu caracter practic aplicativ. Patru localități A, B, C și D sunt unite prin șoselele AC, BD, DC și AB, ca în figura alăturată. Drumurile AC și BD se întâlnesc în O, astfel încât OA are 21 de kilometri, OC 14 kilometri, OD 12 km și OB 18 km. Putem arăta că șoselele AB și DC sunt paralele? Desigur! Observăm că raportul AO pe OC este egal cu 21 pe 14, simplificăm prin 7, adică 3 pe 2. Raportul BO pe OD este egal cu 18 pe 12, simplificăm prin 6, adică 3 pe 2. Și unghiurile AOB și DOC sunt egale deoarece sunt opuse la vârf. Așadar, conform cazului de asemănare latură-unghi-latură, triunghiul AOB este asemenea cu triunghiul COD. Așadar, rezultă că AB și DC sunt paralele. Acestea au fost două probleme de paralelism care au la baza demonstrației lor asemănarea triunghiurilor. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, la revedere!